bun venit! Suntem la Hotel Crown Plaza București, astăzi împreună cu Mirabela Dauer! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Cu primăvara! Ai venit cu primăvara, da, și cu răgușeală. Și cu răgușeală. Te rog să mă ierți, dar sunt într-o perioadă a pubertății în care am răgușit și sunt răgușită de vreo o lună. Oho. Am avut spectacol la Cluj, la BT Arena. În toată zona, da, în toată zona aceea am avut 4 zile de turneu, 3 zile de spectacol non-stop. Iar când m-am reîntors în București, am avut o altă escapadă artistică în București, la o berorie renumită, unde am cântat o oră și 20 de minute, unde a fost și Denis cu mine. Dar ea a cântat 4 piese și o oră 20. Și, iartă-mă, nu mă mai opresc cu răgușeala asta, dar așa e la pubertate. Niciodată nu te-am auzit răgușită. Iată că te aud și răgușită. Mă, în 50 de ani era și timpul să mai fiu și o răgușită. Zău, așa, acum te-ai mai cumințit, deci stai un pic mai liniștită, pentru nu? Că este Sfântul Post, da? Că altfel n-aș fi bine, potolită. Bine, și cu răgușeala asta nu să-ți... Deci, la mine eu am o vocaliză care o fac, așa? Și care dacă pot să fac înseamnă... Corzile mele sunt perfecte. Deci, am o peliculă a gâtului, acolo e problema. Și o fac așa. Deci cânt. A, bun. Deci așa. E gâtul. Da, îmi revin eu. Că toată lumea, să mergem la doctor. Ce să-mi facă doctorul? Bine, tu, după atâta experiență, știi exact. Nu mă duc la niciun doctor. Mă duc la doctor, nu. Pauză vocală, nu? Și pot? Primul lucru, când mă trezesc, vorbesc la telefon. Ar trebui să nu... Așa să scriu totul. Dar știi că a fost o situație la un moment dat, vorbeam cu Angela Gheorghiu și vorbeam doar, am zis, te sun. Nu vorbesc. Dar are pauze destul de îndelungate vocale în care nu vorbește, nu rostește. Hai să fac o glumă proastă, cred. Ea-și permite. Noi nu ne permitem. Dar primăvara asta, spune-mi, ce ți-a adus? În afară te-am de zis, turneu. Pubertatea mea e răzvrătită. Răzvrătită, zău. E răzvrătită, da. Primăvara. Ce să... Eu să ador. De asta mi-a te zis super. Cineva să nu mai spun... Eu nu spun că sunt fericită, că eu nu spun. Eu sunt bucuroasă. Bucuroasă. Pentru că... Când l-au întâmpinat mironosițele la intrarea în Ierusalim pe Iisus, Iisus le-a spus să fiți bucuroase, nu fericite, că nimeni nu-i fericit. Asta e o minciună. O stare mentală. Bucuros. Bucuros. Ești bucuros. Dacă ești bucuros, atunci se înțelege că ești bine. Deci starea asta de bucurie, cum ți-o creezi, Mira? Nu mi-o creez. Dar cum e? Eu când mă trezesc, în fapt. Primul lucru, dau mesaje prietenilor, pe telefon. Nu știu dacă mai îmi sunt prieteni sau nu mai îmi sunt. În orice caz, le dau mesaj de bună dimineața, cât o fi acolo, și mă bucur de chestia asta. Mă uit, nu, primul lucru care îl fac, mă uit la cățelul meu. El doarme și eu mă uit la el. Așa. Și eu sunt, cu privire. Îmi vine să-l omor. Că el doarme și eu nu pot să dorm la ora 6 dimineața. Cineva m-a întrebat, zice, pe ora veche? Nu! Pe ora 9! Nu, mă trezesc. Da. Cum văd o lumină afară, gata sunt. Cum să nu fii bucuros? Vezi, acolo aud păsărele, așa. Văd pomii, azi i-am văzut și puțin că se clătinau. Ca dar nu, astăzi, e frumos da. Afară. E frumos afară și dacă este soare, așa e. Nu-ți trebuie nimic. Cum faci tu când apare un gând negativ și trebuie să-l dai multe, deoparte? Păi cine n-are? Le scot. Cum faci asta? Nu mă gândesc, nu mai mă gândesc. Așa, schimb gândul sau cum faci? Hai să facem ceva, hai să mergem la un shopping gărit. Să vedem, mama lui Fuego are o vorbă foarte tare, când suntem la mare sau undeva împreună, ea zice, hai să mergem la shopping gărit. Unde? La, stai cum le zice ea, la șatre. Așa. Ce e la șatre? Magazine de alea care sunt pe stradă, știi, la șatre. Și mergem la șatre și mă duc și îmi cumpăr nimic. Dar trebuie să îmi cumpăr ceva și mi-am schimbat starea. Să am gânduri? Nu. Exact. Multă lume e încărcată, îmbâxită de gânduri negative. Fraieră. Așa. Pentru că asta ne atrage nouă răul și bolile.
Așa e. Fără gândurile. Fără gânduri. Le avem oricum. Că nu ne e bine. Apropo de bunăstare. Nu ne e bine. Și dacă stăm și ne gândim. Da. Nu e bine. Ce facem? Și după aia fac ce am de făcut dimineață. Îi dau băiatului meu să mănânce. Mă duc în curticica. Cum am florit și liliacul meu. Am florit și liliacul. Am avut o magnolie splendidă. Splendidă. Așa cum s-a scuturat, dar mai apare. Pentru că mie îmi înflorește magnolia de 4 ori pe an. Clar. Și liliacul la fel. Da. Pentru că stau de vorbă cu el. Să nu credeți că sunt... Nu. Dar vorbesc cu ei. Că am o curticică foarte frumoasă, aranjată de chisitei mică. Așa, stau de vorbă, mă plimb puțin pe acolo, mănânc, că eu dimineața mănânc întotdeauna. Întotdeauna mănânc. Nu mult nu puțin. Nu stai pe stomac cu col niciodată. Nu. Nu. Și când și beam cafea, așa. La fel, nu pe stomac cu gol. Niciodată. Și după aia văd ce treabă am. Dacă nu am treabă, mă așez în fotoliu din odaie, așa. Și mă uit la telenovele. La ce să mă uit? Da. La trist? Nu vreau să fiu tristă. Eu sunt un om vesel. Așa este. Și dai din veselia ta și altora. Dacă știe persoana respectivă sau persoanele respective știu să primească bucuria mea, eu le dau. Cum a fost pe BT Arena? La 10.000 de oameni. Cum? Nu vreau să fiu ipocrită, dar am mai trecut prin chestia asta. La colectiv, nu! La colectiv, în anul când a ars, așa. Și a fost prima oară în viața mea când am fost într-un club și a fost toată lumea, cine vrea să se uite pe YouTube, a fost înălțător. Nu știu, pentru mine a fost ceva cutremurător chiar. Dacă știam ce se va întâmpla, nici nu plecam de acolo. Poate îi salvam. Mintea mea nebună. Da, înțeleg. Așa, după aceea am fost la Electric Castle. Invitată la Cluj, da. La Bonții de acolo. Tu îți dai seama? Unde erau 10.000 de oameni în cortul ăla și nu cred că aveau mai mult de 30 de ani. Uh-huh. Și cântau toate cântecele mele, toate versurile, știau și cântau cu mine. Mai mare bucurie. Nu vrei să știi. Iar la BT Arena a fost aceeași stare. Aceeași stare. Aceeași stare. Superb. Superb a fost. Tu cântai, cânta și publicul. Da. Tu mai stăteai, da. Nu? Și publicul și cânta. Eu nu stăteam, că eu cânt tot timpul. Eu nu las pe nimeni să cânte în locul meu. E să cânte cu mine. Dar e super. Minunat și se vede. Pentru că eu nu mă opresc din chestia asta. Eu mă ambalez. Cu cât văd mai multă lume care participă la spectacolul meu și la sufletul meu, cu atât m-am ambalez. Ce ai cântat mai des acum când ai fost? Ce piesă ți-au cerut toate, în mod deosebit? Toate. Sau toate? Nu, pentru că eu, chiar dacă vreau, chiar dacă nu vreau anumite piese să le mai cânt, așa. Că sunt plictisită, tot trebuie să le cânt. Publicul le adoră. Pe, ei le vor. Da. Tu ești și de foarte concert, bine. Cu lume multă, dar da. Și artist de studio. Da, îmi place studioul foarte tare. Da, foarte tare și îmi place să stau, știi că la studio stai să... Da, îmi place foarte mult. Și când participă compozitor, în sensul că îți dă indicații, nu vreau să-mi dă prea multe indicații, că pierd firul meu. Vreau să te felicit, arăți minunat. Nu, nu mulțumită cum faci. Unei injecții, mulțumesc așa, aia e problema. Bun, eu având diabet. Eu înțeleg. E acel celebru medicament. Acel celebru medicament. Care îți face bine, care nu? Îi mulțumesc celui care l-a inventat. Da? O, am avut 76 de kilograme, îți dai seama la înălțimea mea. 1,53 m, îți dai seama că mă rostogoleam. Ți era greu să mă ocolești. Mai bine mă sărei. Așa? Și acum am 58-100. Extraordinar. Cum ai simțit această scădere în greutate? Cum ți s-a părut la că haine te, știi cum și e? Bucuria mea. Păi înțeleg asta, dar stări de slăbiciune, că te mai ia cu amețeală, că toată nicio lumea care face o dietă... Nici... Dar bine, la tine n-a fost vorba eu nu fac dietă. Asta. Exact. Deci medicamentul ăsta ți-a, pentru ți-a mine a fost miraculos. Foarte bine pentru că ești, ai această afecțiune, diabet. Da. Da. Diabetul ăsta a făcut pe sistem dobândit, nervos. Da, dobândit. În timp. În 2007, în America, când m-am întors, am întors acest cadou,
Dar uite că te-ai împrietenit cu el, nu? M-am împrietenit, n-am avut ce să fac. Până să ajung la insulină, că am făcut foarte multă vreme insulină, și până am ajuns să fac această injecție, eu n-am vrut să fac insulină. Oh, și ai stat și multă vreme fără asta, fără da, să faci insulină? Foarte multă vreme. Oh. Și am avut niște valori îngrozitoare. Și toată lumea îmi spunea, toți doctori, prietenii mei, fă insulină, fă... Da. No. Și după aia am început să fac insulină, au scăzut valorile și mulțumesc lui Dumnezeu că a apărut acest medicament. Ai avut curaj? Ai vrut să-l încerci? Da, am vrut. Deci cu ăsta ai zis, gata, da, îl încerc. Da, da, da. Și de câtă vreme îl folosești? 2 ani. De 2 ani de zile și ești exact așa perfect. Cum, da, da. Cum crezi că poți să fii în da, cel mai bun timp mai al mult tău. Nu, că am și eu la pubertatea mea mai cad piei. Arăți super, nu? Te răsfeți tu. De apropo de tot zici de shopping reală, de unde ți-ai luat ochelarii? Ochelarii mei, dar nu pot să spun oricum unde i-am luat. Păi nu știu, ți-ai luat de aici, din România? Da, din România, am avut un centru, am avut o peliculă din cauza diabetului. Da. Mi-a schimbat și cristalinul, că dacă tot eram acolo, hai să facem 2 într-1. Dar nu era nevoie, că nu erau probleme. Și zice, hai să schimbăm, facem și cataracta asta. Și de un an de zile mă chinuiesc să mă opereze și la stângul. Dar nu ar fi nevoie. Aha. Și atunci nu mă operez. Și văd foarte bine. Colega noastră, Sabina Iosub, are niște rame la fel de ochelari. De câte ori o văd la televizor. Să se duc acolo, că fetele și sunt și foarte drăguțe. Să știi că sunt și eu pe drumul ăsta cu ochelari. Da. Și cred că în curând o să mă vezi. Au și pe acolo mine foarte frumoase. Nu? Și ai nu sunt alege. Spectaculos de scumpe. Mirabela, ai peste 600 de cântece. Am crezut că peste 600 de rame. Așa am. Am și rame pantofi, foarte frumoase. Mai zic. Pantofi fără număr. Fără număr, deci... Am nu știu, mai ai loc? Florentina. Mai ai loc de ei? Am fost copil sărac. Și n-am avut pantofi. Tot ce încălța sora mea, care avea și ea aproape o pereche, tot ce descălța ea, băgam eu vată multă în vârf și mergeam și eu. Și acum ai tot ce vrei, când vrei, nu? Nu, pe când ce model? Vrei și că tot ce vrei. Păi că... nu tot ce vrei, tot ce... Eu mă mulțumesc cu puțin. Sunt modestă. Hai că nu te întreb câte sute de pantofi, dar nici știu că chiar. De fiecare dată când mergi în America... De acolo trebuie să vii cu ceva. Acolo vin cu valize, draga mea. Uh-huh. Ce am în valize... Ți-a adus ceva, Raul, acum că a fost în Statele Unite? N-a fost? Nu s-a întors? A fost de mult. Așa? Mi-a adus un lapte, care beau eu. Un lapte din America? De ce fel de lapte? Cu vanilie. Numai acolo l-a găsit? Numai acolo e ăsta foarte bun, vanila, care e, cum să spun... Și pentru diabetici. Am înțeles, aici dulce, era da. Explicația. E foarte bun, foarte deci bun, l-a adus da. În special. Iar toți prietenii mei din America știu. E maioneză cu avocado, din așa? Avocado, din ulei de avocado, așa. Care da. E foarte bună. Și acest lapte. Asta mi-a... Altceva nu vreau, nu vreau nimic. Atât. Maioneză și asta să-mi aduceți. Și maioneza asta, tu cum o consumi, ea fiind din, adică poți să o... Nu mai mă spune, mă dai de gât aici în lumea, o să zică ce zic doctorii și mă dau de gol și la medicii mei care am zis, mai mănânci mezelul? Nu! No! Peste 600 da, de cântece. Da, sunt mai multe acum. Deci, Mira, toate versurile astea, dar aș vrea să-ți văd caietele alea, unde sunt ele scrise? Unde le ții? Nu sunt scrise în creierul meu, nu toate. Păi și că celelalte? M-am ajutat și eu. Restul? Unde le ții? Versurile? Unde sunt? Sunt împrăștiate prin casă. Multe versuri. Dar nu e o problemă acum. Dai pe YouTube, cauți piesa care o vrei și scot textul. Și, bine, dar ziceam așa că acasă nu, trebuie să eu ai. Texte, nu, textele le învățam, nu le învățam. Mergeam la studio, așa. Puneam textul acolo pe pupitru și cântam după el. Dacă nu uitam textul la studio, bine, dacă îl uitam, asta e. Iar bine. Și în concert? În concert nu le uiți. Păi, în concert trebuia, nu în să... În timp, mai la început, mai colaboram cu textierii. Mm-hmm. Mira. Colaboram, adică se trezeau ei că am făcut eu alte versuri. Nu? Dar nu contează. Erau, mergeau. Mergeau. Se potriveau. O singură dată, nu știu dacă ți-am mai povestit ție, eram la Moscova. Așa. La Caer. Cu formația Savoi. Am fost invitat să dăm spectacol și
tatăl lui Cătălin Crișan avea o misiune specială acolo, nu știu, era ambasador la noi, la care nu știu, abar n-am. Așa. În orice caz, era Cătălin cu el, care era un pișchiric acolo de 5-6 ani, așa, mic, copil, un înger, mă, era superb, care s-a urcat pe scenă, lângă mine, că eu când am cu Savoiu, mulțumesc, iubită mamă, și bineînțeles că era piesa pe vremea aia, mai nouă, așa, și a mai bâlmăjit cu textul. Și a venit el, ne-a oprit. Nu cred. Și mi-a zis, n-ai știut textul. Uite, așa e textul. Și am cântat cu el și el știa tot textul bine. Cătălin, da? Extra, mi-a făcut așa, poveste. Vezi? Ce frumos! Da. Și de la un copil e mai grav? Doamne! Da, aveai tu emoții, na? Acum era tot timpul locul, spațiul... Nu, toată lumea mă întreabă că dacă eu am emoții, eu tot timpul am emoții. Eu nu intru în scenă fără emoții. Pentru că asta sunt... Iar cu mine, înainte de a intra în scenă, nu vorbești. Că n-ai cu cine. Am văzut și înainte de emisiuni, la fel. Nu? Și mi se pare că nu. Așa trebuie să fie. Așa tot sunt. Respectul pentru eu, spațiul ăsta. Sunt un om emotiv și mă pregătesc psihic. Da. Și atunci nu mă deranja. Da. Da. Nu bate la ușa sufletului meu în perioada asta. Ai tot timpul după. Oamenii au înțeles, nu? Au da. Înțeles. Știu, da, știu, da, știu da, deja. Da. Cine nu știe, învață. Mira, dacă ar fi să ne întoarcem în timp, un pic, în Polonia, unde tu ai filmat destul de mult, nu? Pentru televiziunea poloneză, în diferite orașe mari, în studiourile lor. Cântam cu o formație acolo. Cântai cu o trupă. Notoțo. Nu știe exact. Nimeni. Cred că nu mai ține minte o formație. Să știi că scrie. Lucrurile astea se găsesc pe online. Da, eu am cântat cu ei mulți ani. Și în ce limbă cântai? Păi eu am învățat în poloneză, știi cum vorbeam? De ziceai că sunt a lor. Și cartea? Cartea aia o să vină? A venit una și n-am avut noroc. Dar să dea Dumnezeu să vină. Hai să vină. Știi ce mi se pare mie atunci când încep să fac spectacol la Sala Palatului? Așa. Și carte ai necrolog. Da. Și când începe ăștia să-ți dea premii de excelență, de nu știu ce, zic, opa, ești pe ducă. Eu n-am primit atâtea premii de acum la maturitate, la pubertate. La pubertate, mai bine zi așa. Dar cartea aia zău că este așteptată. Cine n-ar Cine vrea, tu nu? O aștepți? Păi ce, numai eu? Uite, la premiile care s-au dat acum puțină vreme, a venit Florin Piersic. Prima și unica de ceea ce a scris acolo. Florin e spumos, așa, știi. Eu nu cred că am atât de multe de spus ca el. Știi că cumva suntem pe cam ultimul loc în Uniunea Europeană la lectură și... Numai? Câte... Ești deja răutăcioasă. Așa sunt eu. De fapt, așa sunt eu. Cu anumite aspecte. Ce o să faci în Sfintele Sărbători de Paști? Am să plec din București. Am plec. O să pleci? Da. Te-ai gândit undeva anume? Da. Plecăm o gașcă mai mare care aici mergem 3-4 ani împreună așa. Vă place să mergeți undeva mai în nord, în nordul țării sau... Dar nu mergem în țară, mergem în afara țării. Da, aproape de noi e așa. Ce poți să-ți merge ca să ieșim așa un pic. Să ai un timp frumos, Doamne, cu oameni dragi alături. Să vă bucurați împreună de ce aduce și anul acesta, nu în viera Domnului, și să te revăd cu spirit. De-abia aștept să vin. De-abia aștept. Te îmbrățișez tare. Mulțumesc pentru invitație. Să fii sănătoasă. Să mai avem așa o întâlnire din asta de suflet, în care să vorbim, tu vezi cum vorbim noi. Exact. Fără nimic scris. Cu bucurie. Cu bucurie. Te îmbrățișez tare. Pe curând. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc, Hotel Crown Plaza București. Toate cele bune!